Bună! Bună! Noi suntem Ana și Adelina. Bine ați venit pe asteroidul B612. Planeta celor mai frumoase povești pentru copii. Suntem din nou la noutățile de vineri și aici am pregătit... Adelina, ne-ai pregătit noutăți? Da, am ales și eu am pregătit noutăți. Trei noutăți. Super, trei. Eu cred că am doar două, pentru că a treia este o carte din care am pregătit quizul săptămânii, ca și săptămâna trecută. Da, sper. Săptămâna trecută nu mai țin minte dacă ai câștigat sau nu, dar parcă nu. Tu ai câștigat. Eu eram, cu mușchiul diafragmatic. Da, care ne ajută să tușim. Și de data asta avem, da, tot ceva legat de anatomie și mi-am dat seama. Am ales cartea asta, Anatomia lui Kay, care a apărut la publica Youngster, pe care o găsiți la raftul nostru de știință și chestii serioase, semiserioase. Numai că asta este o carte de anatomie care este scrisă într-un mod foarte, foarte amuzant, cu multe informații despre știință, bineînțeles, dar este scrisă pe înțelesul copiilor, într-un mod foarte funny și are și rubrica mea preferată, Adevăr sau Pârț. Sorry! Asta este foarte drăguță, mie îmi plac rubricile de genul ăsta. Așa că este și ilustrat, este foarte fain, așa că v-am pregătit o nouă întrebare și ne mai uităm după aceea mai târziu. Fii atentă, Adelina, și fiți atenți toți spectatorii noștri. Ce este sinestezia? A. Inabilitatea de a vedea imagini mentale, de a vedea cu ochii minții așa când închidem ochii. B. Inclinația de a vedea lucruri care nu sunt reale, adică de a avea halucinații. Sau C. Capacitatea de a auzi și culori, de a auzi culori și mirosi cuvinte. Repet, sinestezia. Adelina. Ah, nu știu exact, dar tind către, nu știu dacă B sau C, dar tind către... Trebuie să alegi. B, o să aleg B. Inclinația de a vedea lucruri care nu sunt reale. Trebuie să așteptăm până la sfârșit ca să vedem să dacă vedem. Adelina a nimerit răspunsul sau a știut răspunsul, una din două, o să vedem. Așa, și dacă voi vă gândiți acum la un posibil răspuns, scrieți-mi în comentarii acum, nu așteptați până la sfârșit. Fiți corecți. Hai să vedem și ce cărți avem, pentru că dincolo de chestiile astea serioase avem și niște cărți haioase. Prima carte pe care am ales-o este Ursul s-a ivit. Și este o carte pentru copii 3+, de la editura Catarsis. Și totul începe cu un râu. Râul este această metaforă a vieții. Mi-am adus aminte pe măsură ce o citeam despre romanul Ion de Liviu Lebreanu, care începe tot cu un drum. Super! Se termină cu un drum și așa și cu acest râu, dar a fost mult mai distractivă cartea asta decât Ion. O carte pentru copii mici, râul ca o metaforă a vieții. Și da. Mi se pare foarte drăguț că râul nu știa despre el, că este râu, până când ursul s-a ivit. Și pe măsură ce ursul interacționează cu râul, mai apar și alte animăluțe. Și ce e foarte drăguț la cartea asta este că pe măsură ce apar aceste animăluțe, fiecare are personalitatea ei, ajung să se unească împreună și să meargă pe acest râu, întâmpină tot felul de obstacole. E foarte drăguț, apropo de faptul că și noi mergem prin viață împreună și ar trebui să fim uniți de fiecare dată, să ne ajutăm între noi. Și ilustrația e foarte faină. Da, e foarte distractivă. Este în acuarelă, cred, acuarelă cu tuș. Da. Și ce am citit despre este că toate cuvintele, toate literele sunt scrise de mână, desenate de mână. Ah, serios? Lăutoare. Deci asta un font. Ce interesant. Da. Foarte drăguț și e foarte animată. O să vedeți, nu vă arătăm de toată. E foarte drăguță. Îmi place asta cum e drăguț care nu știa cine este până când începe să dezvolte relații cu alte entități. Cu alte entități, cu alte viețuitoare. Ce este foarte fain este că noi tot timpul vedem în cărțile de copii tot felul de metafore și explicații pe care le prind, dar le prind cumva într-un mod intern, nu, nu într-un limbaj rațional, așa cum exact, le cum facem noi, na. Da, și este foarte fain. Hai să vă arăt și ce cărți am pregătit eu. Prima dintre ele este o carte numită, este o carte de activități numită Case Numărate, care a ieșit la Asociația Sustenul Educației. Este o carte în care copiii vor descoperi casele tradiționale din România prin intermediul unor exerciții create cu scopul dezvoltării inteligenței. Mă rog, e un text mai lung. Asta e ceva destul de unic. Da, este foarte faină și, într-adevăr, e o carte de activități care ne arată diverse stiluri de case din România și ne îndeamnă să practicăm diverse jocuri sau alte activități care sunt recomandate aici. Sper că se vede suficient de bine. Avem case din Moldova aici. Da, am înțeles. Și asta e din
Dobrogea. Dobrogea. Okay. Da. Da, foarte fain. Ce-mi place la cartea asta, în primul rând, chiar îmi place cum arată, pentru că are o grafică foarte, foarte lejeră, foarte frumoasă, are așa un feeling arhitectural, exact, în vorba despre case matematic, are exerciții interesante și ce-mi place mie foarte mult, pentru că eu sunt mai puțin cu exercițiile cât cu cuvintele, este că dezvoltă, mi se pare că dezvoltă foarte mult vocabularul copiilor, pentru că ai exerciții de rezolvat în care trebuie să găsești, nu știu, cornișa casei sau acoperișul velic cu șindrilă, lucarnă și așa mai departe, parapet traforat, adică mi se pare că te învață, înveți niște cuvinte pe care poate nu le, și niște termeni specifici arhitecturali pe care poate nu le întâlnești atât de des. Îmi place foarte mult și hârtia este foarte faină și totele atingere. Da, e foarte, foarte faină. Sper să vă placă și vouă, pentru că mie mi s-a părut super interesant de parcurs și are și niște activități. Trebuie să recunosc că are și o activitate în care trebuie să... E ceva pentru dezvoltarea inteligenței matematice, în care e o casă și cu niște coșuri de fructe și numeri fructele. Și asta mi-a amintit coșmarul vieții mele, problemele cu coșuri de fructe pe care le făceam în școala generală. Dar e doar o pagină, stați liniștiți! Puteți să nu vă uitați la acea pagină, dar este foarte, foarte faină. Deci vă recomandăm Case numărate de la Subsemnul Educației. Cred că este singura carte sau care de activități publicate de ei, dar foarte faină. Foarte nice. Și apropo de case, am ales și o carte, tot de la editura Catharsis, scrisă de Signe Torp, sper că am pronunțat corect, care se numește Simte-te ca acasă. Și avem aici 10 tipuri de acasă în care ne sunt prezentate. Hai să te ajut eu, ca să vedem și așa. Camera. Așa. E foarte simpatică cartea, căci are anumite părți din ea, care se desfac ca niște postere. Și aici unul dintre copii, că sunt 10 copii care vorbesc despre casele lor, trăiește într-un castel medieval. Și explică cum trăiesc ei în acest castel și puteți observa o grămadă de detalii. Cred că o pagină ca asta poate fi studiată toată ziua. Da, exact. Poți să arată ca o carte de căutare, deci poate să fie funcționeze și așa. Caută și descoperă, exact. Așa sunt 10 copii și fiecare își prezintă casa. Exact, și aflăm despre iglu și cum se construiește, aflăm despre iurtă, aflăm, cred că este încă o casă. Aici avem, ce casă avem aici? O casă pe Picioranjo din Cambodgia. Okay, da, deci pe lac. Și ce mi-a mai plăcut mie foarte mult. Îmi place, este foarte, 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 foarte îmi place nice cartea asta. Și cum e colorată. Și am mai pus eu aici un semn să vă mai arătăm despre o familie. Hop, ne descurcăm, ne descurcăm. Care trăiește într-o casă pe apă. Ta-ra! Și călătoresc prin canalele. Ce drăguț, și o casă plutitoare, efectiv. Exact, o casă plutitoare. Aici au poposit și ne-au povestit despre ei. Da, super. Este superbă. Este foarte drăguță și ambele cărți prezentate de Adelina au apărut aici la Catharsis. Exact. Place fanfiction, nu știi ce este fanfiction atunci când îți place o carte foarte mult și după aceea vrei să nu se termine. Și, și tot aștept să apară versiuni diferite. Nu, te apuci tu să scrii. Există formă întregi de fanfic în care tu te apuci să scrii. Cineva prezent în această cameră a scris o continuare la Cireșarii, dar nu vom menționa cine. Da. Eram în clasa 5-a, nu se pune nimic din ce ai făcut în clasa 5-a. Așa, și nu știu dacă se continuă asta ca fiind fanfic, dar există aceste benzi desenate cu Micul Prinț, care își continuă aventura alături de vulpe pe diverse planete. E o carte mai aventuroasă în care se întâmplă lucruri, el salvează planeta sau... Na, nu este așa dreamy-like cum suntem noi obișnuiți să fie Micul Prinț. Și avem bandă desenată. Da, e o bandă desenată, exact. Nu este, este pentru fanii Micului Prinț. De fapt, nu neapărat, sincer, este pentru fanii benzilor desenate, mai degrabă. Faptul că Micul Prinț e un personaj doar așa, o asociere. Și cred că este cumva mai potrivită copiilor decât primul Mic Prinț, care este un pic așa abstract uneori. Da, și filozofic. Da, e un pic filozofic, deși exact ce spuneam la început, copiii au nivelul lor de înțelegere și nu trebuie să-l subestimăm. Exact. Da, și pe asta o veți găsi la raftul nostru de bandă desenată. A apărut la editura DPH. Și înainte să aflăm răspunsul, vrem să vă anunțăm că a apărut și noul număr DOR de primăvară, în care mi-a plăcut foarte mult să găsesc un articol despre o doamnă profesoară. Profa care crede că schimbarea începe cu iubire. Este o doamnă profesoară care este și asistent social, care încearcă, dincolo de educație și de knowledge, să consilieze copiii și să învețe cum să fie mai plin de compasiune, de iertare, de iubire și cum să trăiască într-o comunitate mai armonioasă.
foarte frumos. Ca de obicei, de către asta este o fereastră către alte, da, către alte lumi și noi vă recomandăm întotdeauna atât să citiți revista, cât și să vă faceți abonament. Abonamentul nu ar trebui doar 15 lei și chiar e o publicație unică. E de atât timp în România și încă nu există nimic, da, nimic similar. Adelina, ești pregătită? Da. Ce este sinestezia? Inabilitatea de a vedea imagini mentale, înclinația de a vedea lucruri care nu sunt reale, adică halucinații, și capacitatea de a auzi culori și, de a auzi culori și mirosi cuvinte. Adelina, dă-mi voie să-ți reamintesc că tu ai ales răspunsul B. Ai pierdut. Brioșa invizibilă rămâne la mine de data asta, îmi pare rău. Okay. Sinestezia este o asociere spontană de senzații de natură diferită care dau impresia că sunt una simbolul celălalt. Mai precis, oamenii care suferă de afecțiunea sinestezie, să zicem, cred că, da, ei simt că miros cuvintele și aud culorile. Simt. Ce interesant, cumva. Da, e foarte interesant, nici eu nu pot imagina foarte bine. Dar vreau să vă spun că și celelalte două lucruri sunt niște chestii adevărate. Inabilitatea de a vedea imagini mentale se numește afantazie. Nu știu, eu am aflat recent că există chestia asta, acum câteva luni, nu știam. Pur și simplu există oameni care nu își pot imagina lucruri, trebuie să le vadă. Și atunci, dacă își imaginează, dacă se gândesc la mare fără să o vadă, știu că este o întindere albastră și așa mai departe, dar nu o văd cum majoritatea noi. Conceptul, dar nu... Da, exact, ca informația rațională și se numește afantazie și mulți dintre ei află că, de fapt, noi ceilalți vedem lucrurile astea la o vârstă mai înaintată și nu le vine. Așa cum mie nu mi-a venit să cred că e posibil să nu-ți imaginezi, nu le vine să creadă că e posibil să vezi în minte chestia asta. Ceva foarte interesant și nu știu, nu e un procent mare din populație care suferă de așa ceva, dar există. Iar înclinația de a vedea lucruri care nu sunt reale, în acest caz, halucinații, se poate numi sindromul Charles Bonnet. Sindromul Charles Bonnet. Sună fancy. Sună foarte fancy, dar de fapt este o afecțiune foarte frecventă care li se întâmplă oamenilor care își pierd vederea și cumva creierul încearcă să compenseze cu... Are sens. Da, să compenseze halucinând, imaginându-și niște lucruri, numai că nu este același tip de halucinații ca la acela cu ca halucinațiile pe care le poate avea cineva care suferă de o boală psihică. Este o chestie fizică și de obicei îți dai seama că nu e realitatea. Da. Și, după cum v-am spus, despre sinestezie am citit în această carte, așa, care ne trece prin anatomia corpului uman într-un mod foarte amuzant și plin de informație. Este și capitolul caca. Întotdeauna există un capitol despre asta. E foarte bine, foarte sănătos. Pentru e un lucru important, da, exact, și sănătos. Este foarte fain. Da. Acestea au fost noutățile noastre. Să nu uităm de story time. Avem în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 11. Aici, în librărie, putem ține acum și indoor cu copii. Da, dar dacă o să fie cald, o să ne orientăm după vreme. Dacă o să fie cald, adică suficient de... Dacă nu o să fie frig, să reformulez, o să fim afară pe trepte pentru că mai avem perne și este fan. Dacă nu ne așezăm într-un fel în librărie, vă așteptăm cu drag atât în librărie cât și pe site-ul nostru. Și nu uitați, cărțile sunt distractive. Exact, exact, așa este. Și eu cred același lucru. Pa, pa! Pa.